Bună seara, dragii mei! Stop. Uite, mi-am scos legitimația, suntem la Senat și nu-mi plac legitimațiile, știți? Înțeleg. Și mai ales că invitatul emisiunii noastre, stimați telespectatori, n-are nevoie să se mai legitimeze printr-o hârtie, printr-o cunoaște toată lumea, este un mare istoric, un mare om de cultură. Se spune de obicei că mă legitimez prin glasul meu și prin chelia mea. Așa. Sunt și astea niște legitimări. Depinde de interlocutor. Așa. Da, este vorba despre domnul academician Răzvan Teodorescu, repet, un mare om de cultură, să zic că mă bucur grozav când am ocazia, așa cum arăt să-i mulțumesc lui Gelu Tâlvăr, domnului senator Tâlvăr, el mi-a făcut intrarea, ca să spun așa. Și mei tineri colegi în Senat. Asta nu înseamnă că nu ne cunoșteam de mult, dar mi-a fost mai greu să iau legătura cu dumneavoastră în ultimul timp. Probabil că sunteți foarte ocupat din cauza situației astea. Sunt mai ocupat decât când eram ministru sau când eram președinte de radio-televiziune publice. Păi da, vreau să spun, deci fost ministru al culturii și nu o să vă supărați că o să vă spun, domnule ministru, pentru nu, că oamenii nu, trebuie nu, să știe nu, că nu, nu, asta aici, este un tip, aici aveți chiar o obiecție. Am o obiecție majoră. Eu sunt profesor. Asta sunt. Profesor asta este pentru toată viața și academician. Ministru, senator... Dar știți că dacă ați fost ministru, trebuie obligatoriu sunteți legat de acest titlu. Da, asta mai ales în lumea, în lumea francofonă, e adevărat, și cum sunt și președintele grupului parlamentar român din cele două camere pentru francofonie, de ce nu puteți din când în când să greșiți și așa. Să greșești și așa. Ceea ce m-a făcut să mă învioresc dintr-o dată, pentru că, stimați telespectatori, am mers un drum îngrozitor, Bucureștiul ăsta este impracticabil, aproape este cumplit. A devenit suprapopulat. Suprapopulat, dar ce m-a înviorat dintr-o dată este faptul că am aflat acum câteva minute de la domnul academician, domnul ministru Răzvan Teodorescu, că este foarte legat de Focșani, nu numai prin vizitele pe care domnia sa le-a făcut foarte des pe când erați ministru, de să recunoașteți că a fost la teatrul ăla, și prin faptul că a avut rude, bunica domniei sale. Bunica mea, așa, vă las bunica, mea, bunica mea era născută în Focșan și iubea Focșanul, era din stirpe armeană, din familia Misir, se numea Eliza Misir, și îmi povestea despre școala ei când era mică. Și întâmplarea face că cu mulți ani în urmă, exact cu 40 de ani în urmă, când ea a murit, țin minte că am vizitat Focșana și am văzut școala și țin minte că am fost foarte tulburat. Focșanul să leagă și de acel, de acea amintire, era încă Focșanul vechi din 1967. Ce frumos era! Era foarte frumos. Focșanul are și acum o culoare anume, nu și-a refăcut toate monumentele, dar Teatrul Pastia arată superb. Mai este acolo undeva o clădire pe care aproape că aș dori să devin din nou ministru ca să pot să o restaurez. Focșanul este un oraș de distinție, a avut intelectual distinși, mai are intelectual distinși, pe unii i-am cunoscut și era o revistă pe vremuri de istorie care apărea acolo, extrem de mult folosită de astăzi, Milcovia și așa mai departe și așa mai departe. Dar vă spun, ați făcut o mare surpriză, mai ales că familia Misir era o familie prietenă cu familia mea, cu fetele Misir, două. Mă jucam când eram mică, mă vizitam aici, da, în București, când eram elevă și așa mai departe. Vă spun, lucrurile astea n-au cum să nu te trezească așa la... Și aș adăuga într-un fel, mă rog, cu un lucru trist, recent, un mare prieten al meu, un mare cărturar român, un om care mi-a fost aproape model, academicianul Virgil Cândea, era din Franța, era focșănean. Și am înțeles că i-a ținut un discurs foarte... Da, și la moartea sa a trebuit să n-am avut, detest aceste formule, dar era un om fără asemănare și am spus, în genere există această vorbă, nimeni nu-i de neînlocuit. Virgil Cândea, în felul său, în cultura românească, este de neînlocuit. Și nouă ne-a părut foarte rău, asta este situația, toată lumea trebuie să moară la un moment dat, ceea ce cred că e foarte neplăcut, dar n-avem ce să facem. Da, da, da. Spuneți-mi, stimate domnule academician Răzvan Teodorescu, dumneavoastră sunteți absolvent de facultate de istorie,
Sunteți profesor? La ce facultate acum? Am absolvit facultatea de istorie, sunt doctor în istorie. Și sunt științe istorice, științe istorice doctor, da? Și de la sfârșitul studiilor mele, care au fost anevoioase, nu fiindcă eram un prostovan, ci pentru că am fost dat afară din universitate. Dar să ne povestiți lucrurile astea, vreau mai puțină politică, da, și mai, da, mult, nu, despre dumneavoastră. Am fost dat afară în 1959, imediat după evenimente din Ungaria, acuzat de 12 grave crime, între care antisovietismul era foarte important, și crearea unui grup spiritualist. Am fost muncitor necalificat, 3 ani am legat fiare pe șantierele patriei. După ce am revenit, am fost în momentul în care a început dezghețul de anilor 60 și am putut să termin facultatea, și încă de atunci eu făcusem arheologie și de atunci s-ar putea acum să trebuiască să mă duc să votez după interviul dumneavoastră o lege privitoare la arheologie. Am făcut și greacă și latină, însă m-am pregătit pentru studiile medievale de istoria artei. Erau zone de istoria artei care nu fuseseră de nimeni cercetate, secolele 10-14. Și mi-am propus să scriu eu acel lucru și pariu a ținut. Cum am terminat facultatea, am lucrat la Institutul de Istorie Artei, m-am specializat în această zonă mare a istoriei, care este istoria formelor, legată de istoria culturii în genere, de aceea poate mă și văd iubitorii de cultură de multă, multă vreme, participant sau consultant la cea mai longevivă emisiune de televiziune, Teleenciclopedia. Sunt profesor de istoria artei religioase, artei sacre, și profesor de istoria civilizației europene. Deci sunt istoric, istoric al culturii, istoric al artei. La Academie sunt membru al secției de istoria de artă și audiovizual, pentru că audiovizual este o parte a artei până la urmă. Unii îl consideră o parte a politicului, dar greșesc. Și, bun, mi-am continuat activitatea în Institutul de Istorie Arte. La un moment dat l-am și condus ca cel mai tânăr director din sistemul Academiei, până la cutremur, când am avut buna idee de a scrie autorităților de stat protestând împotriva dărâmării primei biserici din București, Biserica Enei, după cutremur. Și biserica dintr-o zi a fost dărâmată. După aceea au urmat altele. După aceea am inițiat o serie întreagă de proteste, am fost scos din învățământ când s-a citit la Europa Liberă memoriu semnat de mine și de alți. Asta ce an a colegi, fost? 1977 primul, a fost un memoriu solitar, să spunem, apoi în 1985 cu colegul meu academician Dinu Giurescu și cu regretatul academician Grigore Ionescu ne-am adresat pentru salvarea Băcăreștilor, conducerea în acea vreme. Memoria a fost citit la Europa Liberă și el, dar eu eram deja scos din învățământ, 10 ani, 12 ani de fapt, eu n-am fost în învățământ până la Revoluție, și de aceea, doamnă, cel mai frumos, cel mai dulce, cel mai duios titlu al meu este cel de profesor, când n-aveam voie să am legătură cu studenții, ceea ce m-a... Bun, și ce făceați în timpul ăsta? Între timp am fost, mi s-a intimat să stau și să lucrez acasă, am un post subaltern în cercetare, stăteam acasă, îmi creșteam copii, mi se sugerase politicos, pentru că era a doua mea florătură în biserică, să vin numai de 2 ori pe lună la Leafă și Chenzină, să nu mă putea cu studenții. Ceva, doamne, nu se a fost, a fost o măsură înțeleaptă luată în ceea ce mă privește, să fiu scos cât mai mult din contactul cu studențimea și, mă rog, am avut un regim care, nu pot să spun, am putut lucra. Lucram fără să sper în ceva,
imediat după 90, însă lucrările mele au fost reeditate, au reapărut, am fost, n-am mai avut voie să apar la radio, n-am mai avut voie să apar la televiziune, dar mi-am crescut copiii, ceea ce este foarte cât important. Copii doi, un băiat care este avocat și o fată care este secretar literar la Teatrul Național. Mulțumesc. Și a venit Revoluția și iureșul revoluționar m-a dus în studioul 4, împins de studenții, de foștii mei studenți, m-a dus în casa din primăverie 50. Ați fost acolo? Eu am fost cel din tâi care a intrat acolo cu armata, cu studenții pentru a scăpa, pentru a feri, a proteja patrimoniul care s-a aflat acolo adunat, rășluit din diverse locuri. Era un patrimoniu într-adevăr. Era și Chici și un patrimoniu remarcabil. Apoi am devenit președinte Radio-Televiziunii Române, apoi am devenit membru al Academiei Române și de aceea a trebuit să și părăsesc, nu puteam deveni membru al Academiei în calitatea mea de președinte al Radio-Televiziunii, eram o persoană mult prea centrată și centrală și, bineînțeles, un membru al Academiei Române trebuie să fie înainte de toate un cărturar, eu atunci devenisem și cărturar, dar și omul politic. Mi s-au recunoscut unele merite, am luat premiul Herder al Universității din Viena. Da, și un premiu în Franța. Am luat premiul Bernier al Institutului Franței, am devenit membru al Consiliului Audiovizualului, am devenit ministru, nu, am devenit apoi ministru al Culturii și Cultelor, acum sunt senator și mâine plec spre Balcani, unde am fost ales membru a două academii balcanice. Uit să spun că pe urma marelui meu prieten Virgil Cândea am devenit, ceea ce pusese el înainte, secretarul general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene de pe lângă UNESCO. Mă ocup foarte mult de Sud-Estul Europei, conduc o catedră UNESCO de Studii Sud-Est Europene, așa numită South East European Chair, din Universitatea, de la Facultatea de Arte din București. Ce să vă spun, port mai multe pălării, ca să zic așa. Am văzut, dar nu vă e greu un haosul ăsta, pentru că ceea ce le povesteați telespectatorilor despre cultură, chiar într-o emisiune trecută, nu poți să știi istorie dacă citești numai istorie. Că toate sunt... Nu, trebuie să le... Viața publică este esențială pentru un om care a făcut istoria. Eu am învățat, doamnă, istoria poporului meu și mentalitatea poporului meu atunci când am condus Radio-Televiziunea Română. Am scris mult despre aceste lucruri, am scris despre mentalitatea românească, despre, nu întotdeauna laudativ, atenție, sunt patriot, dar sunt autorul teoriei despre mentalitatea tranzacțională a românilor, acești minunat latine Orientului care tranzacționează totul și pe mama și pe tata și pe bunica și postul și funcție, așa suntem pentru că am avut șansa, doamnă, în momentul în care turcii au cucerit cea mai mare parte a estului european și a centrul Europei, au transformat aproape tot un pașalec. Grecii, bulgarii, sârbii, albanezii, ungurii, toți vecinii noștri au devenit robi și nu aveau decât două căi, să se răscoale sau să emigreze. De aici acțiunile puternice ale acestor popoare și de aici și diaspora importantă. Românii au avut geniu negocieri, au negociat cu turcii și au salvat dinastiile, și au salvat voivozi, și au salvat statul și salvarea statului a fost un mare fapt istoric alături de latinitate, statalitate, este al doilea mare factor al culturii noastre, însă ne-a învățat să și tranzacționăm. Și atunci... Asta e bine? E bine. Până la un punct. Totul a fost o tranzacție. Până și omul pe care eu îl consider cel mai mare om politic al românilor din toate timpurile, este vorba de Ionel Brățianu, eu sunt social-democrat, dintr-o familie de liberali și de țărăniști, deci vedeți, sunt o familia noastră era puțin o struță cămilă. Am avut întotdeauna cultul lui Ionel Brătianu și l-am afirmat că atâta. Până și Ionel Brătianu a tranzacționat din plin între 1914 și 1916 intrarea noastră în război, știind că această tranzacție ne va aduce Transilvania, ne-a ajutat și Revoluția Rusă, ne va aduce Basarabia și așa mai departe. Este bine, caracter,
din punct de vedere al caracterului, este mizerabil, pentru că avem un caracter mizerabil, noi românii. Da. Da, dar să ne înțelegem, trădăm pe toată lumea. Da, și pe noi înșine, din păcate. Nu, la nivelul colectiv trădăm, la nivelul individual ne putem salva. Alexandru Ioan Cuza a fost trădat, alți conducători români au fost trădați și cu toată obiectivitatea au fost și trădări. 23 august, din punctul de vedere al nemților, este o oribilă trădare. Din punctul nostru de vedere, a fost o salvare. Brâncoveanu îi trădea pe rând, marele martir pe care, despre care am scris o carte, nu de mult, marele martir al românilor, Prințul Aurului, a trădat pentru nevoile țării, însă nu pentru nevoile sale. Când a fost vorba de el, a murit eroic. Suntem un amestec încântător pe care nu se poate baza nimeni. O suntem o țară care intră, folosește mari oportunități. Oportunitatea participării noastre în primul război mondial a fost Revoluția Rusă. Oportunitatea noastră intrării în NATO a fost, cum să spunem, în limbajul internațional, September 11, 11 septembrie 2001, erau Gemini și tot ce a fost la New York, noi n-am fi fost probabil încă în NATO. Am intrat în Uniunea Europeană împinși de la spate. Și acum ne cam aproape facem... cu forța. Exact. Aproape cu forța. Acum ne facem de cap, dar noi știm că este nevoie de noi și atunci suntem unul din copiii râzgâiați a Europei, repetenți în genere, corijenți în genere, deștepți, vioi, plini de haz, plini de temperament și, mă rog, doamna profesoară Uniunea Europeană o să ne mai dea peste mâini, o să ne mai pună pe coș de nucă. Bun, om vedea, da, o scoatem la capăt. Când? Când? Cam când? Când? Când vom fi din nou prin agricultura noastră o țară bogată, când vom fi o țară bogată, nu vom fi niciodată o țară cu oameni de caracter, să ne înțelegem. Vom fi o țară vivace, simpatică și permanent ticăloșită. Să nu se supere telespectatorii, când spun acest lucru, spun pe baza unor studii profunde. Am avut momente noastre eroice, sigur, în trecutul îndepărtat, aproape mitic, Ștefan cel Mare sau Iancu de Hunedoara sau Vlad Țepeș. Am avut momentul nostru de mare interes, de mare inteligență politică, momentul Mihai Viteazu sau momentul dublei alegeri ale Alexandru Ioan Cuza. Am avut momentul nostru de eroism, care întâmplător, îmi pare bine să o spun, s-a petrecut pe pământurile Vrancei, Mărășești. Am avut momentul de eroism al Revoluției Române din 22 decembrie. O spun întotdeauna că în secolul 20 au fost două momente, Mărășești și 22 decembrie. Bun, când am explodat, când ne-am arătat puterea. Și imediat după aceea ne-am făcut de cap. Și după Mărășești, am avut pacea de la Buftea. Și după 22 decembrie am avut mineriadele. Dar nu contează. Important este că... Am avut 22 decembrie. Da? Și important este că existăm în istorie din ce în ce mai mult cu vocea noastră proprie. Suntem acești latini ai Orientului, care avem individualismul latin și reveria orientală, avem lenea orientală și pragmatismul occidental. Vedeți bine, căpșunarii sunt latura pragmatică a latinității noastre. Monahii prin mănăstire sunt partea cealaltă de reverie, dar de reverie care este activă. Țiu minte că una din ultimile, am fost și ministru al cultelor, și una din ultimile acțiuni ale mele ca ministru al cultelor a fost la Panciu, în Vrancea, când am mers la sfințirea unei mănăstiri care arată foarte bine și cu oameni foarte... Da, eram și eu atunci. Cu oameni foarte, foarte volnici, așa cum sunt cei care cultivă viile în Vrancea. Aminte, Vrancea a fost chiar un obiect de, și Focșani, un obiect de cercetare, în ghilimele, spun,
când eram în Consiliul Audiovizualului, zona cea mai activă din România din punct de vedere al audiovizualului, zona în care oamenii se certau cel mai des, veneau cele mai multe reclamații, era Focșaniu. Nu știu de ce, mă rog, dar țiu minte că întotdeauna m-a impresionat acest lucru și când mă opresc în Focșani și știu că oamenii din Focșani o duc altfel decât ceilalți, mai bine, mai rău? Mai bine. Exista o legendă, acum câțiva ani, copiii din Focșani sunt singurii copii din România care merg la școală câte 2-3 cu taxiul. Mi-a plăcut ideea. Să știți că se vine foarte mult cu taxiul la școală. Mi-a plăcut ideea. Doamnă, este ceva aproape unic în România. Bun, ne-am îndepărtat puțin de la Sibiu. Vreau să vă întreb ceva, că ați pomenit despre strămoșii dumneavoastră liberali și știți că în momentul în care dumneavoastră v-ați dus la PSD, au fost foarte multe voci care au... Sigur că da, știu. M-am dus la PSD dintr-un singur motiv. Am intrat în politică dintr-un singur motiv. Când ați intrat în politică? În politica propriu, în 2000, când am devenit senator de Iași și primul moșier din Moldova care s-a retrocedat pământul. În momentul acesta s-a văzut că între moșier și PSD poate fi o legătură. Doamnă, am intrat în politică și rămân în politică, am intrat în PSD și rămân în PSD pentru un singur motiv. Acest motiv se numește Ion Iliescu. Am fost cucerit de personalitatea lui Ion Iliescu când eram președinte al Radio-Televiziunii. El mă numise ca pe un om care îi fusese recomandat, mă rog, poate pentru atâtea mele, înainte de 89. Nu ne cunoșteam, știam prea puțin. Ion Iliescu meditase totuși o carte când era prim secretar la Iași, o carte despre trei erari într-o vreme în care nu se vorbea despre biserici. Am apreciat gestul și când l-am cunoscut mai bine pe acest om tolerant, pe acest om pe care e atât de generos încât e omul cel mai trădat din România. Am spus-o întotdeauna. Când l-am cunoscut mai bine, i-am devenit apropiat. Și în familia mea, se mira, și apropiații mei se mirau, eu am intrat în această stângă pentru convingerile mele, evident, pentru dreptate, dar și pentru acest om. Eu îmi vin spune, dacă țineți minte acum, un an și ceva, eu am fost cel care a avut apelul pentru revenirea lui Ion Iliescu în PSD într-o vreme în care... Se simte absența domniei sale ca... El este un lider, este un om care are limbaj pentru absolut oricine, de la muncitorul de pe Tarla, de muncitorul agricol de pe Tarla, până la muncitorul din port, până la academician și așa mai departe. E un om sunetul de fond să nu ne deranjeze. Stimați telespectatori, suntem în locul unde se fac legile. Suntem în Parlamentul României. Cum să fac ele? Așa că haosul este explicabil. Cum le face? Da, așa. Așa că haosul este explicabil. Încercăm să spunem puțin ordine în haos. Deci, de aceea am intrat cu tată țărănii și cu un ministru liberal și cred că am dat dovadă de mai multe ori de o înțelegere a politicii românești destul de mare, tocmai pentru că vin din atâtea surse. Politica nu trebuie să ne influențeze esențial în activitatea noastră, cărturărească, dar pe de altă parte, cărturării trebuie să fie în politică, nu să conducă politica pentru că ar fi un dezastru. S-a văzut, avem exemple de cărturari care au condus și au fost un dezastru, într-adevăr. Trebuie să fie, adică modelul care rămâne este modelul Ion Iliescu. Evident, sunt și alte modele. Modelul actual, Traian Băsescu, are legăturile sale în istorie cu cei care au încercat să fie autoritari, au purtat uniforme, s-au lăsat înconjurați de femei, le-a plăcut băutura,
poporul iubește așa ceva, noi să nu. Adică mai ales așa. Sigur că da. Adică noi trebuie să avem această conștiință a faptului că președintele actual reprezintă o mare parte a poporului. Așa cum Ion Iliescu a reprezentat Ilo Tomcole, o mare parte a poporului român. Când era secretar la Iași, domnul Iliescu, mi-aduc aminte, mergeam la concertele simfonice, venea totdeauna neînsoțit, fără gardă, fără... Ion Iliescu a fost întotdeauna un exemplu în acest punct de vedere, dar era un comunist. Și el nu-și neagă, asta este partea frumoasă, că el nu-și neagă acest lucru. S-a deschis către formula democratică, a pluridemocrației și așa mai departe, ceea ce este absolut remarcabil. Acum vedeți, bătutul ăsta cu pumnul în masă permanent, că ăla e comunist, este o formă de gândire care trebuie respectată și evident, cu asta, dacă vorbim cu adevărat despre democrație. Comunismul n-a fost niciodată condamnat internațional, cum a fost condamnat nazismul la Nuremberg. Sigur, eu am spus de mai multe ori, comunismul face parte și el din istoria noastră. Suntem într-o clădire care este adinoară un masterant francez, îmi cerea opinia, face un studiu asupra acestei case, pe care eu o detest pentru ceea ce a înlocuit un superb cartier cu monumente, dar ea reprezintă o anumită etapă din istoria României, în stilul său amestecat. Cine vine, cum vedeți, admire, se uită, este lucrul acesta din interior, este lucrul meșterilor români. Că megalomania, că urieșenia este teribilă, asta este altceva. Mie doctorul m-a prescris 2 km pe jos, în aer. I-am spus, domnul doctor, singurul lucru nu pot să fac în aer, îl fac în casa poporului, pentru că ca să mă duc din sala de ședințe până la grup și până la toaletă, fac 2 km. 2 km da. Este, ați pomenit, sigur, era superb, cheiul gârlei, cum spuneam noi, da. Cu nu, sălcile da, alea tot, și cu... Da, tot cartierul aici. Vai, ce frumos cartierul era cartierul ăsta, care îl găsim și în romanul interbelic, cu toate lucrurile în care mi-am petrecut studenția, cu profundele grădini care erau de-al mintea și la Focșani. Bun, este o altă etapă, a fost etapa comunistă. Peste 50 de ani oamenii vor înțelege comunismul văzând un asemenea monument și vreau să vă spun că sunt o serie întreagă de oameni care au crescut în comunism, care n-au fost feroci sprijinitori ai comunismului, și care astăzi își duc o existență absolut normală în capitalism. Iar partea comică este că cei puțini dintre noi care în epoca comunistă am suferit, suntem astăzi acuzați, de pildă, că îl sprijinim pe Ion Iliescu, iar cei care erau, cei care băteau cu pumnul în masă și erau oamenii sprijiniți de regim și ai care plecau peste tot, sunt astăzi profund anticomuniști. Asta este tranzacționismul românesc. Eu nu mă enervez cum se enervează alții, zâmbesc și spun studenților mei, iată, ăștia suntem. Este cam dificil, într-adevăr, cam greu de trăit așa în stilul ăsta. Uneori te și amuzi, nu, este și amuzant să vezi fel de fel de caractere care se... Da, sigur că știți? Da, caracterele politice care trec de la un partid la altul, am întrebat, îți face curte de la mai multe perioade, nu vii la noi, că... Am spus, nu, domnule, rămânem de Ion Iliescu. Bine, de Ion Iliescu e terminal, de ce? Nu mă interesează că Ion Iliescu n-ai viitor politic. Și eu sunt un om la 68 de ani care n-am să zbur, mulțumesc, n-am să zbur de acum pe tarlaua politicii. Am o anumită credință, am un anumit model, am o anumită simpatie pe care o critic deseori. Această simpatie a mea, domnul Iliescu, a avut cu mine o dată discuții foarte puțin simpatice, dar i-am spus tocmai pentru că îl stimez, i-am spus ce am avut să-i spun. Sunt însă oameni rari pe ieșire. Cum e și Radu Câmpeanu, cum a fost răposatul Ion Rațiu, de care am legat o mare afecțiune, vedeți, nu politica contează aici. Dar spuneți-ne, ora asta, PSD-ul, văd că haideți să discutăm despre asta un pic. Ați ajuns la politică. PSD-ul este într-un mică scădere.
determinată de o serie întreagă de lucruri. Este epoca post-Iliescu. Eu am încredere în... Suntem o țară social-democrație, suntem o țară de oameni săraci. Deci nu putem fi. În viitor, poate vom ajunge la o social-democrație care se va întâlni cu liberalismul. Sper că nimeni nu se gândească că fac acum apologia unei alianțe PSD-PDL. Ați făcut-o deja. Se pare că într-adevăr s-a făcut o alianță. Este o apropiere, este o apropiere conjuncturală, dar eu vorbesc acum în termeni general politici pentru viitor. Țara aceasta va ajunge la un moment dat la o existență liberală, însă orizontul actual este un orizont al social-democrației. Trebuie să facem puțin mai cu nemții, o social-democrație care se liberalizează tot mai mult. Dar lucrul va fi posibil când va exista o burghezie, o lume de mijloc românească, cum erau mahalagii, cum erau mitocanii. Noi avem o vedere peorativă. Mitocanul este locuitor din Metoc, mahalagiul locuitor din Mahala, care venea și după 1918 a avut votul său și care a contat foarte mult, care a dat substanță și Partidului Liberal și Partidului Țărănesc și Partidului Social-Democrat. Suntem, deci, în această situație. PSD-ul este într-o mică eclipsă. Eu sunt optimist, însă cred că odată cu social-democrația românească, care este mai mult sau mai puțin eternă, se va întări și el sau se vor întări alte formule de stâng. Dar mai credeți într-o câștigare de alegeri de unul singur al PSD-ului? Nu, în niciun caz. Poate în 2012, poate în 2012, nu, în niciun caz nu acum. Trebuie să facem niște coaliții inteligente, trebuie să tranzacționăm, doamne, ca să vorbesc în termenii teoriei. Să ne întoarcem la prima discuție. Trebuie să negociem. Și până acum chiar cu cine ați negociat? Acum, bine, ați negociat cu liberalii câte ceva, așa, asta se știe. Este clar. S-a negociat prea puțin. Și vă mai spun ceva, din fericire eu mă țin departe de sferele înalte ale conducerii, n-am vrut niciodată să fiu în conducerea PSD-ului, am vrut să fiu academician al PSD-ului și atâta tot. Din păcate e cam pe grabă făcut interviul ăsta, vă spun, stimați telespectatori, o să-l rog pe domnul academician să mai mi acorde o oră din viața domniei sale, în care vreau să vadă toate cărțile. Promit că fac acest lucru și pot să-l fac în studioul dumneavoastră de la Focșani, când voi trece, eu trec foarte des prin Focșani. Sigur, o să ne facă mare plăcere. Foarte, foarte des. Și vă promit că acum este pe fugă, trebuie să știți că am și întrerupt la un moment dat interviul ca să mă duc să votez. Ce ați votat? Ca am salvat ceva privind arheologia în lupta noastră cu Ministerul Transporturilor. E o luptă? Întotdeauna, indiferent de guvernare, sunt cei care vor să facă mai iute autostrăzile și noi care vrem să salvăm patrimoniul nostru spiritual și arheologic. Da, autostrăzile trebuie făcute, dar trebuie să ne salvăm și identitatea noastră. Sigur, trebuie făcute, dar trebuie făcute cu cap. Am dat exemplu, în Franța, TGV-ul și-a schimbat drumul în estul Franței în funcție de situile arheologice. În Germania, un autoban din acesta, zona dintre Renania Palatinat și Bavaria s-a schimbat din cauza unor descoperiri arheologice și așa mai departe. Identitatea noastră în Uniunea Europeană este dată de aceste lucruri, asupra că oamenii să apleacă mai puțin. Dar astea sunt importante. La dumneavoastră identitatea Vrancei o dau măștile din muzeul, nu știu dacă mai există, de măști din Vrancea și așa mai departe. Dar nu am măștile și bisericile care nu sunt refăcute toate și biserici vechi, văd că se construiesc multe biserici acum. Evident, iertați-mă. Da, vă rog. Ca ministru am încercat să ajut la niște restaurări. Am restaurat Teatru Pastia. E drept, iarăși, cu amintirea bunicii mele care mergea când era copil acolo, dar copil, adolescent. Dar sigur că da, astea sunt identitatea noastră, vocea noastră identitară este dată de aceste lucruri și o luptă permanentă pe această temă. Teatrul despre care vorbeați, domnule
academician și domnule ministru Răzvan Teodorescu, să știți că au cântat cele mai mari personalități ale muzicii. Eu l-am auzit pe Richter la Focșani. Richter a concertat la Focșani, sigur că da, nu știați. Aldulescu, Orlov. Nu, dar când spuneți de Richter... Sigur că da, eu prima dată l-am auzit pe Richter la Focșani. Era o intelectualitate și un oraș. Însă și ideea maiorului, cred, Pastia, de a face această donație. Și, aceste că-s două și Ateneul. Și este Ateneul, este și Ateneul, sigur că, dar arată ce însemna viața la începutul secolului 20, viața culturală a Focșani, știu, de la bunica mea, ce lucru să aflau la Focșani, ce mobilă exista la Focșani, ce toalete existau la Focșani. Sigur, puteți să spuneți elita, da, elita aceasta dădea tonul, într-un fel, sigur, tonul da. Europenității noastre. Și modului de comportament de între oameni, bineînțeles. Nu știu dacă ați fost vreodată la Liceu Unirea din Focșani și mă uitam odată, tot așa, stăteam pe un fotoliu în hol și mă uitam, domnule, cum era privită școala altădată. Să ne înțelegem. Cu sală de spectacol. Profesorii de liceu erau la nivelul unor profesori universitari de multe ori. Aveți perfectă dreptate, sala de spectacol, școala centrală de aici avea, prin dotarea familiei Malaxa, o sală de spectacol care este astăzi sigur sală, că da, un pian care e, sigur dacă că îmi da. Permiteți, ați spus că profesorii de liceu, eu cred că nu mulți profesori universitari de astăzi se ridică la nivelul unora dintre profesorii de liceu, de liceu de atunci. De aminte au și fost recrutați mulți dintre ei în acest foarte fel. Foarte mulți au rămas din cauza din motive politice, nu au putut să... Asta a fost altceva. Într-adevăr, politica care putea fi și atunci, politică de diverse feluri, liberală, țărănistă, conservatoare, mai târziu comunismul a dus ce a dus, din păcate și astăzi, în materie de educație a copiilor, pot fi influențe absolut nocive ale politicului. Vă dau un exemplu, doamnă, n-am să numesc județul, puteți ușor descoperi, unde sunt eu senator. Faptul că sunt senator al PSD-ului și că sunt în opoziție, toată lumea mă consideră academician, profesor și senator. Dar în momentul în care profesorii au dorit să aibă o întâlnire cu academicianul, nu că ați vorbit în politică, li s-a spus, știți, e PSD, bun. Și în felul acesta au fost privați o serie întreagă de profesori de o întâlnire cu mine. În schimb, eu am trimis elevi premianți, vorbitori de limba franceză, i-am trimis la invitația colegilor mei parlamentare belgene în Belgia, unde mi s-a spus, dar ați ales cumva PSD-și? Habar n-aveam ce sunt, ce erau cei din clasa 12. Să știți că asta este o tragedie, este o tragedie. Mentalitatea tranzacțională, cum spuneți dumneavoastră, balcanică, tranzacțională. Da, balcanică, din păcate, deși noi nu suntem balcani, noi suntem sud-est europeni. Da, suntem foarte, suntem un fel de baiganiu, așa, mai la scară mai mică, absolut, știți, absolut, poate. Și este mare păcat pentru că noi încă, și asta e grav că spun încă, pentru că noi am avut mulți, dar încă mai avem intelectuali de mare forță, sigur, dacă nu ne îndepărtăm pe motive de astea stupide, că e intelectualii PSD sau intelectualii în PNL sau foarte, în foarte PNL. La margine acum, noi cei care am intrat în politică suntem scuipați de pentru că la români nu există acea superbă sintagmă scolastică, diversa non adversa, să fim sigur că da. Nu ajungem acolo. Pot fi adversar politic, dar mă pot întâlni cu adversarul meu politic în diversitatea noastră culturală, să ne strângem mâna. Eu acum, când am întrebat tot interviu, m-am dus și am strâns mâna unui adversar politic dintr-un alt partid care a renunțat, spune el, sub influența discursului nostru, al meu sau altor colegi, la ideile sale. Bun, ne-am strâns mâinile, chiar dacă au fost oportunități politice acolo. Dar cu mare plăcere să facem acest interviu. Să știți interviu. Că și mie, din păcate, e pe fugă. Sunt dezolat că trebuie să-l întreb, trebuie să mă duc la universitate. Asta este, stimați telespectatori, viața unui universitar care s-a băgat și în viața politică, nu-și neglijează niciodată studenții în amintirea anilor când n-a putut să fie profesor, dar își cere iertare dacă cumva
a fost foarte pe fugă făcut interviul și, cum se spune în romane, vina este nu a celui care a realizat, ci a celui care a fost intervievat. Eu vă mulțumesc în suflet, vă aștept cu un nou interviu și o să stăm mai mult în fața domnilor voastre, stimați telespectatori, pentru că vreau neapărat să-i cunoașteți lucrările domnului academician, care să știți că sunt de cea mai înaltă ținută intelectuală. Eu uneori poate plusez, folosim foarte mult acest cuvânt intelectual, mi-e foarte greu să mă despart de acest termen. Este un termen care dă substanță. Care dă substanță românismului. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc și eu. La revedere.